Bun găsit! În ediția de față a emisiunii Biserica în Acțiune vom celebra bucuria unei activități susținute de-a lungul timpului. 23 aprilie 2016 a fost ziua cântecului pentru cel mai cunoscut cor de copii aparținând Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, Flori și Stele. Cu o activitate susținută, cu sute de concerte și cu peste 400 de copii, membrii ai corului de-a lungul timpului, Flori și Stele a demonstrat tuturor că dacă vrem să facem o lucrare pentru Dumnezeu, nicio piedică nu ne poate sta în cale. Astăzi vă vom prezenta prima parte a poveștii de succes Flori și Stele. Bineînțeles că muzica va fi cea care ne va însoți mai mult pe parcursul acestor minute. În cadrul acestei sărbători, corul de copii Flori și Stele nu a fost reprezentat doar de actualii membri, ci și de vechile generații care au răspuns invitației și au cântat împreună cu mic, cu mare. Dacă vreți și o medie de vârstă sau mai concret un reper real, la aniversarea Flori și Stele 30 de ani, cel mai mic corist a avut 6 ani și cel mai mare, în mod excepțional, 42 de ani. Și vă mai aducem în atenție un aspect inedit. Unele piese au fost interpretate de coriștii care au cântat când erau copii, dar acum sunt adulți. Thank you.
anul 1986. În plin regim comunist se năștea o minune. În acel an, Carmen Stoica, dirijorul actual al corului, a fost numită să se ocupe de ceea ce atunci era corul de copii al Bisericii Adventiste de ziua șaptea Grand București. În perioada august 1986-mai 1992, Biserica Adventistă de ziua șaptea Grand a funcționat într-un cort primind numele de Grand Cort București. Activitatea însă a continuat. Carmen Stoica a mers cu responsabilitate mai departe în calitate de dirijor. A fost ajutată pas cu pas de către soțul dumneaei, René Stoica, unul dintre primii tehnicieni ai postului de radio Vocea Speranței. Și iată ne ajuns și în anul 1989. Evenimentele din decembrie au deschis posibilități nebănuite de a putea cânta și în afara bisericii, iar copiii nu au fost găsiți nepregătiți pentru acest lucru. Primul concert susținut în afara bisericii a fost la Teatrul Tănase din București, în martie 1990. Thank you.
Thank you.
Din martie 1990 până în martie 2016, Corul de Copii Flori și Stele a susținut peste 486 de concerte și programe în țară și în afara granițelor țării. În această perioadă, corul a străbătut circa 120.000 de kilometri cu trenul, autocarul și avionul și chiar cu vaporul. Ce spun foștii coriști despre Flori și Stele, de la superlativ în sus? Corul Flori și Stele este ca o familie pentru mine. Numele meu este Anda, am cântat în Flori și Stele de la vârsta de 8 ani până la 18 ani. Au fost 10 ani minunați, cu experiențe frumoase, cu prieteni frumoși, prietenii care au rămas și peste ani. Pe lângă faptul că am vizitat țara și Europa, sunt legăturile acestea care s-au format și zic eu că rămân pe viață. Pentru mine a însemnat bucurie, speranță și încredere multor altor copii. Cânt în Flori și Stele din clasa 1. Aici este locul în care tanti Carmen ne ajută să îl slăvim pe Dumnezeu mai bine. Este locul în care mă întâlnesc cu prietenii și îmi place să le distribui oamenilor cât mai multă bucurie și fericire prin cântul nostru. Pentru mine a însemnat un loc în care să învăț să cânt, să cânt pe voci, a însemnat un loc în care să mă identific, să-mi dea un rost și un rol în biserică și să mă facă util. A însemnat și prietenie, aici sunt prietenii lângă care am cântat vreo 10 ani de zile, 11 ani, da. A fost un timp frumos. Pentru tine? Pentru mine niște ani frumoși legat de prietenie și de darul de a cânta. Cred că au fost cultivate cel mai frumos aici, în corul Flori și Stele. Și iată, acum suntem la aniversare, v-ați reîntâlnit. O reîntâlnire poate după ani de zile. Cum vezi această aniversare, Rareș? Până în momentul de față foarte reușită. Ne bucurăm că suntem împreună și ne-am văzut cu vechi colegi de cor. Au fost ani frumoși în care am cântat, ne-am bucurat, ne-am simțit bine. Thank you.
Când Flori și Stele nu se afla în concerte în afara granițelor, cei din străinătate veneau în România pentru Flori și Stele. Compozitorul și profesorul Mihai Marinescu trăiește în Spania, dar încă de la început s-a dedicat și a creat exclusiv pentru Flori și Stele aranjamente muzicale, adevărate capodopere. Concret este vorba despre melodiile Flori și Stele, Plâng trandafirii, Veniți și Domnul iubește copiii cu minți. Dacă tot ai luat-o de jos, este pentru tine. Mersi. Tu ai făcut muzică profesională. Te rog să o deschizi și să citești ce scrie, că este ceva pentru tine. Carmen, asta este pentru voi. Vreau să deschizi tu și să citești mesajul. Dar nu spui că e vreo geantă. Nu, geantă deja ai primit, e ceva care să pui în geantă. Da, într-adevăr e ceva care, să zicem, că ne caracterizează. Citește, te rog, că scrie un psalm. Chiafa. Este un psalm acolo. Cântați Domnului o cântare nouă. Psalmul 96 cu 1. Mulțumesc. Aș dori să invit în scenă pe cel care mi-a dat viața. Pe tatăl meu. M-am gândit ce aș putea să îi dau ca amintire pentru toți acești ani. I-am făcut un portret în Spania. Și într-una din nopțile care au precedat venirii mele aici, am avut un gând. Acest gând l-am trecut aici, pe acest portret. Este portret făcut de mână, de către un prieten al meu din Madrid. Spune așa: mulțumesc Creatorului și ție pentru că exist. Te iubesc și te respect. Doresc și sper că în veșnicie Dumnezeu să reverse binecuvântările sale pentru tot ce ai făcut pentru mine și tot ce am învățat de la tine. Cu dragoste, al tău fiu, Mihai Răzvan Marinescu.
că ne-am ajutat unii pe alții. Dar în primul rând să-i mulțumim celui care ne-a creat și care ne-a salvat și ne va oferi să putem cânta la Marea de Cristal. Momentele emoționante au fost prezente pe tot parcursul acestui eveniment. Familia Stoica, dar și membrii acestui cor, cu toții au primit aprecieri sincere din partea conducerii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Munteniei. Comitetul Conferinței Muntenia, pe teritoriul căreia se află comunitatea Noul Grand. 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 Cu T. De fără la... nouri. Fără nouri. Păi ne-am învechit acum, vin înapoi în grad. Bine. A fost o perioadă în care am fost noi, acum după 2 ani. Onorează cei 30 de ani de activitate susținută, în plan coral, dar nu numai, ci și spiritual și social, al acestei familii. Și ca semn al prețuirii lor, m-au mandatat să le ofer o plachetă, nu suspina, că e de bine. Spui și nouă ce scrie. Corul de copii, Flori și Stele, 1986-2018. 16. Treizeci de ani de misiune, sute de voci care au încurajat mii de inimi. Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Muntenia, mulțumește copiilor pentru întreaga slujire. Ei sunt adevărații slujbași. În toată lumea vedem minunile lui Dumnezeu. Copăcei firavi sub ochii noștri devin arbori falnici care ne încântă privirea. Păsări cu strălucirea cântecului lor sub cerul senin, primăvara și vara, miracolul copilăriei, al familiei, minunile creațiunii lui Dumnezeu ne umplu de bucurie și viață, totul datorită marelui miracol divin, Iisus. Când anii trec în zbor, lăsând parfumul lor, dar iată suntem mari, minunați vlăstari. Este clipa să-ți iei zborul, să te urci pe fiu aproape doar stea pe cer senin. E o minune
Aceasta a fost prima parte a poveștii de succes Flori și Stele. Ne alăturăm și noi gândurilor scrise pe site-ul acestui cor, florișistele.ro. Nu știm cât timp va mai permite Dumnezeu existența acestui pământ, dar atât cât El va îngădui, corul de copii Flori și Stele nu va obosi să-L reprezinte pe Iisus celor dornici de a-L cunoaște și mesajul Lui de pace și dragoste pentru ei. Suntem copleșiți de frumusețea acestei reuniuni de familie. Audiție plăcută! Invitația copiilor este o chemare către toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Pentru că El a venit, a trăit printre noi și a murit pentru salvarea noastră și ne-a promis că va veni să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta în lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns. Sunteți pregătiți? Adevărat? Oh, cât de frumos!